Ce mașină frumoasă are primăria, domnul primar. A accidentat-o de vreo două ori, dar nu e nicio problemă. S-a rezolvat situația. Pe amiabil, că probabil că ar fi fost băut. Dar știți cum este în România, că întotdeauna adevărul e mai greu să îl afli când discutăm de funcționari. Uitați-vă ce genți frumoase are. Ce jante, jante, jante. Ia uite, da? Să țineți minte jantele astea și cu ceea ce se vede deasupra. Și 25-l ăsta. Și culoarea și tot, da? Ia să vedeți. Poliția locală, nu? Da, păi de asta, dacă ați rezolvat. Nu, nu, păi de asta să vorbesc, domnul primar. Da, mergeți, vă rog frumos, da. E coleg de la poliție la birou. Știți unde e poșta? Nu. Poșta e în cămin. Da, acolo, și acolo e poșta. Vis-a-vis, în ușa, deci poșta e da. Dar poliția locală este. Am înțeles. Coleg e acolo. Da, până atunci am adus să vorbesc, domnul primar și... Păi da, stați un pic, că domnul primar e ocupat, trebuie să vă anunț. E ocupat? Da, bineînțeles. A, anunțați-mă atunci. Da, ce nu se închide. Și secretariatul unde este? Eu sunt, poftiți. Vreau să te dau la secretar? Da, poftiți. Pentru ce? Dar nu știam unde este asta, că n-am văzut totul. Ce coi eu coborând? O venit asta în memo. Dar asta e altceva cu față de ce a fost reținut. Asta e cu un scandal cu Livrar Romeo și cu crețul Romulus Alexandru. Cu alu Gianina. Că s-o nu știu ce Dumnezeu e aici, o grămadă de chestii. Îți spuneți cum vă numiți să vă numiți? Nițu Robe Gabriel. Și de unde sunteți? Din Buzău. Și ce probleme aveți pe raza comunei noastre? Vă vreți cum în primar, acum... Dar trebuie să-mi spuneți ca să vă anunț. Așa, asta e procedura, trebuie să-mi spuneți pe scurt problema de care... De o fraudare de fonduri. Fraudare de fonduri? Asta e ceva complementar, tu, Nicoleta. Pentru că se adaugă... Bună ziua! V-am luat de dincolo, de la școală, și eu scăsăr de aici, la primul loc. Trebuie să stăm, să aștept, ca să intru la un primar, când da, nu întâlni nimeni. Da, 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 nu scăsăr de aici, la primul loc. Asta ce? Să puneți o ștampilă și să vă dau un bol. Haideți, poftiți! Da, bine, domn! Nicoleta! Bună ziua, domn primar! Ce faci? Bine, sănătos? Cu munca? A, ce bine l-am mășit la dumneavoastră aici! Spuneți! Domn primar, am trecut pe zonă, pe adresul pe aici. Așa. Și mă uitam la autoturismul ăsta pe care îl aveți. Nițu Robe Gabriel, nu v-ați tu doamna secretar? Ia ascultă-ți-ai! Da, domnul Nițu Robe Gabriel! Așa, ce vă și... Mă ocup cu, în general, cu darea pe mână a legii a funcționarilor care fraudează, care nu sunt corecți, care nu sunt cinstiți, așa. Care folosesc autoturismele. Bună, înregistrația bună. Da. De păi, să vadă lumea, nu trebuie să... Nu sunteți persoană publică. Nu,
Bă, da, și de ce l-am permis, am avut. Nu trebuie să-l permiteți dumneavoastră. Chiar? Nu, atunci vă rog frumos să ne lăsați în pace, faceți-ne plângerea. Da. Dacă în altă tot cu mașina acasă la dumneavoastră, tot așa, tot. Ce mașină acasă? Păi da, steroul ăsta, 25, cât e. Domnule, lăsați-mă cu bucuri. Domnule, sâmbătă am fost aici. Eu la Bucșul, ce dacă ai fost aici? Ce faceți cu deșeurile alea de acolo? De la... Care? Care le-a stupat? Aveți impresia că le-am aruncat eu sau ce? Da, dar le-a stupat dumneavoastră. Nu le-a stupat. Păi acolo acolo și când ăsta le-a luat. Păi nu, am martor, că îi spun că se astupă. Păi sigur că martor, de ce eu martor? Da. Am zis, dar cu banii aia 72.000 de euro privind gestionarea câinilor fără stăpân, care i-ați dat la adăpostul ăla acolo. 72.000 de euro? Da, da, i-am găsit pe... Serios. 3 miliarde 500, domnule, ai, i-a dat pentru 5 ani, auzi, pentru să adune 500 de câini să ducă acolo, după raja comunului. Să uitați că vă arăt. Dar nu mă interesează, păi, deci vedeți? Eu știu ce fac, da? Deci eu răspund în fața legii, nu răspund în fața dumitale. Da? Dar nu, domnule, că răspund în fața mea. Te rog frumos să părăsești. De ce eu luați cu autoturismul statului? Eu nu luați servici. Da? Eu n-am șofer, nu am, deja nu plec, am șofer. Veniți acasă, veniți, vă plimbați. Eu nu mă plimb acasă, mă duc prin interes de serviciu. Nu vă luați după povești, după asta, dar deja nu fac treaba, da? După și weekendul. Fără nu e weekend, că eu am mașină, nu vă faceți probleme. Păi, când fost... o să vedeți noastră mașina cu pescate... Hala aia care ați dat bani pe aia, de ce nu o duceți acolo? Că ați dat bani pe hala aia, care aveți toate... Stai, nu-i treaba dumneavoastră ce se fac dumneavoastră, faceți mie program? Dacă la 1 noaptea, deci mie via să arieșu. Așa. Și primesc situații de la stație de agență, că am... Trebuie să mergeți... Și cu ce vrei să mă duc pe jos sau să mă duc cu avionul? Vă acoperă un cadru legal chestia asta? Vreau frumos să părăsesc localul, hai! Da, eu plec, dar nu! Hai, frate, deci dumneavoastră veniți să ne provocați, nu. Să ne spuneți dumneavoastră, sunteți omul cinstit și noi suntem fraierii. Ce ați făcut? Nu răspund în fața dumitare, răspund în fața legii dacă fac prostii, da? Domnul primar, vă rog frumos, pe 31 martie ați avut auditul ăla de 862.000 de euro care sunt fraudați. Păi i-au plicat de conturi, n-am document. Vă arăt document oficial. Păi vedeți ce ați făcut? Dar nu răspund în fața dumitare dacă am fraudat. Aveți dosar penal privind limitatoare de viteză. Nu contează, lasă că aia răspund eu, nu dumneata. Tot așa răspundeți. Lasă răspund eu, nu dumneata. Mai aveți să dați și două. Nu, că și doamna secretară este tot așa. Și dumneavoastră sunteți implicat în între 862. Ce ați făcut? Că pe 31 martie eu era ultima zi, m-am uitat. Adică am documentele oficiale, dacă vreți le și arăt. Cu fraudarea fondurilor ce... 32 de miliarde bani vechi. Ce, tot cu dosar penal sau ca la limitatoare? Sau că sunteți dumneavoastră implicat acolo, am văzut. Adică ce m-am uitat pe documente? Și cu gestionarea câinilor fără stăpâni, ce faceți, doamnă, că ați dat acolo pentru 7 comune ați dat bani acum, nici pentru 10, de fapt. 72.000 de euro. Câți câini credeți că s-a stâmpă raza comunii? Da, aveți dosar și noastră cu acolo, cu domnul primar, sunteți de mână. Faptul că el se folosește de autoturismul statului și astea, cum trece noastră acolo, foi de parcurs, cum gestionați banii aia, combustibilul ăla care să plimbă toată lumea. Cum vrea weekendul și... Da, n-ai ce să descris cu... Toți sunt oapă și-n pământ. Toți sunt oapă și-n pământ. El a înțeles că trebuie să folosească de autoturismul statului weekendul. Și oricând, pentru că îi se umflă Arieșul. Dar nu se umflă Arieșul de la câte deșeuri sunt. Da, de-aia umblu el cu mașina permanent. Ce tare. Haideți să vedeți pentru ce are dosar penal, domnul, da? Să vedeți limitatoare de viteză, cum sunt ele puse, fără nicio aprobare, fără nimic. Deci, ei n-au treabă, mă, ei sunt cu atribuții direct aici. De dragul banului, domnul primar al nostru drag și scump, a pus limitatoare de viteză în tot satul. Da, în tot satul. Deja, da, deci unul și al doilea. Uite, strada duce în câmp. Da, în grâu, la grâu. Acolo duce strada. Ia să vedeți și în partea asta la fel, aceeași poveste, da? Uite, după BMW-ul meu, uitați acolo, da? Limitator. Haideți că facem altfel. O să mă urc în mașină să dăm, nu o să umblu toată comuna, o să dăm numai câteva ture. Chiar drumul care duce la gunoi, da? Unde sunt deșeurile? O să le vedeți. Chiar aici, da? A pus limitator să nu se grăbească omul, să ducă gunoiul prea repede. Fraților, eu am mai fost aici și azi este luni.
Da, este luni azi. Eu am fost și sâmbătă aici, da? De asta mă cunoștea doamna secretar. Secretar. Doamna secretar Cornelia, care este cu domnul primar pe mână. Adică au fost cei de la Curtea de Conturi și au găsit o fraudă de 800 și vreo 62.000 de euro, undeva la 32 de miliarde bani vechi și ceva. Au avut termen până pe 31 martie să vadă cum se încadrează, pe penal, pe, dar ia uitați, astea sunt ilegal puse, una, două, trei, deci în interval de câteva sute de metri. Ilegal, da, atenție, ilegal, deja au dosar penal pe tema asta. Adică fără aprobarea miliției. Cu banul, tot așa, atribuire directă. Uite, limitator după limitator. Astea se pun numai înaintea trecerilor de pietoni, unde e trafic, unde există pericole. Păi ce să existe aici, măi, nea primare? Dar când ești primar, faci multe. Faci, tot ai tu spânzuri. Ia. Ia uitați, da? O stradă care dreapta deja e câmp. Nu o să mai stau să iau toată comuna, dar am demonstrat cum, da, în câteva sute metri deja sunt câte sunt. Și pe parte și pe alta a drumului european. Am ajuns la cabinetul veterinar. Veterinar. Aici se află un alt domn cinstit care o face, a face cu primăria, nu o face. El zice că nu, dar toate serviciile astea care ar trebui să se facă pe raza acestei localități, el ar trebui să le facă. L-am sunat sâmbătă, îmi vindea gogoși. Astăzi este luni, undeva la 10:40 ceasul. El trebuia să fie la muncă. Da, el trebuia să fie la muncă. Clădirea arată ca un coșar. Exact ca un coșar. Și uitați ce face omul. Deci vine numai că am martor, da? Omul care tăia iarba. Iarba a fost tăiată sâmbătă. Nu prea îl vezi pe aici. Da? E, trebuia să fie aici prezent. Trebuia să fie aici prezent și a lăsat numărul telefon. Legea spune în felul următor, fraților. Adică program de teren dimineață. Nu. Program de birou dimineață și după amiază teren. Da? El ce face? El are program de teren și dimineața și după amiază. Adică numai la telefon, dacă sunt să vin, dacă nu, el, cine știe, pe având alte afaceri, ocupa cu alte. El sună vreun domn după aici, prin localitate, zice, domnule, stai așa, că vin într-o jumătate de oră, două, trei ore, patru ore, vin în o mie dimineață, cum mi-a spus mie, să vin luni, să vedem cine spune domnul doctor. Și la telefon nu răspunde. Ha, ce tare. Până când o să se gândească domnul doctor să răspundă la telefon, că o să sun și după alte numere telefoane, haideți să vă arăt să vedeți cu banii, da? Ceea ce am afirmat. Adică este vorba de 4 milioane 91.853 lei bani vechi transformați de mine. Haideți să vă arăt și transformarea din lei în euro, ca să vedeți mai exact că sunt niște sume exorbitante, da? Deci vorbim de 821.000 de euro 867. Deci aproape 822.000 de euro. Cam asta este
frauda cu care au fost găsiți acești mari domni cinstiți la primăria Luna. Haideți să vedeți și ce a constatat Curtea de Conturi, ca să discutăm pe documente, nu pe vorbe în vânt. Deci, ca să înțeleagă toată lumea, au fost efectuate plăți nelegale către SC, cum se numește, da, SRL, Câmpia Tuzii, reprezentând decontarea nejustificată a unor cantități de lucrări mai mari decât cele efectiv realizate la obiectul de investiții. Da. Amenajare, curte exterioară, dispensar uman, sat Luncani, comuna Luna. Fiind astfel creat un prejudiciu bugetului local în suma de 13.174 lei, la care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 1.967 lei. Da? Și tot așa, vorbim pe total cu tot ce era, cu toată cheltuarea aici și cu toate socoteala, vorbim de suma la care am ajuns, de 860 și cât de mii de euro era acolo. Adică vreo 32 de miliarde bani vechi și 32 de miliarde ceva. Toată chestia asta, da, deci în principiu secretarul comunei, doamna Cornelia, care a văzut-o că n-a vrut să răspundă la absolut nicio întrebare, și cu proces verbal, da, cu tot ce trebuie, ce, da, ia uitați, nu au fost menționate date referitoare la imobilizările corporale aflate în curs de execuție, care conform datelor din balanța de verificare contabilă sunt la filele anul 2020 în suma de 4.091.853 lei, la care trebuiau inventariate pe stadii de execuție pe baza constatării la fața locului. Și tot așa continuăm povestea. Da? Îndeplinire a măsurilor dispuse, structura de specialitate poate efectua verificarea fără o notificare prealabilă. Nerecuperarea prejudicii ca urmare a nedispunerii și a neurmării de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Aoleu, nu primi vreo amendă. Dar și dacă primești amendă penală, domnul primar, nu mai poate să mai candidezi. Dacă fapta prevăzută la aliniatul 1 a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este amenda. Deci asta dacă a fost așa, te-ai accidentat involuntar. Da. Dacă te-ai accidentat voluntar, e mai greu. Da. Deci, avem și noi câteva legi bune așa în țara asta. Nu sunt toate numai în favoarea infractorilor, mai sunt, dar ăștia de la Curtea de Conturi nu prea sunt eu mulțumit de ei, că ar trebui să facă controle în toată țara și să nu scape vreo primărie nejubuită. Bun, și deci au avut termen, da, ce zice aici, bineînțeles, asta ei trebuia să o prezinte, da, tot ce a fost așa, și ia să vedem dacă găsim și, da, gata, am găsit, termenul de realizare, da, 31 martie 2023, adică n-au vrut să răspundă la întrebare nici domnul primar, nici doamna secretară, ce s-a mai întâmplat. De-aia erau așa nervoși. Deci, din moment ce erau atât de nervoși, vă dați seama cum au decurs ostilitățile. Da? Deci, cred că ea cam prins cu mâța în sac, că altfel nu se înțelege. Și o să le mai fac și o plângere pentru chestia asta, că zicea că nu. Da? Adică vorbim de 72.000 de euro, 3.500.000, da? Comuna Luna, referitor la câini, da? Dar asta o să vedeți voi cu banii ăștia și cu chestiile astea puțin mai târziu, pentru că eu am fost, așa cum am spus și sâmbătă, tot aici și am detaliat chestia cu câinii. Referitor la câini, haideți să vă mai arăt un lucru
câți bani au dat alte comune. Deci aici s-a dat 72.000 de euro. Să strângă 500 de câini, da? În 5 ani. Comuna are 4.000 și vreo 200 de locuitori. Dacă e să aibă 4.100 de locuitori, cam vreo 1.000 de case ar fi. La 1.000 de case, unul are câine, unul nu are. Sau poate au, da, mă rog. Ar cam fi toți așa, vreo 700 de câini să-i aibă fiecare în curte. Abandonați cât poate să fie, 10, 20, 30, cât poate să fie, da? Practic, municipiul Turda, vreo 50.000 de locuitori, să vedeți că câți bani au dat, că au dat mult mai puțin, Alba și tot așa, da? Deci pe municipii au dat niciun sfert de cât a dat primăria Luna la chestia asta. Adică eu tind să cred că și aici este ceva care, ca și cu limitatoare de viteză, sunt lucruri pe care le miroși fără să ai mirosul bine dezvoltat, să te duci exact după bradă. La ei aici totul e pe față. Bun. Haideți să vă arăt să vedeți alte primării câți bani au dat la adăpostul ăsta de câini și inclusiv serviciile veterinare care sunt pe circunscripția comunei. El zice că n-a luat bancă, nu știu ce, o fi fost, nu pot să, dar o să aflu. Da, domnul medic veterinar care nu vine la program. Da, eu sunt aici, da? Nu, el acum trebuie să fie. Este ceasul 10, 40, 50 sau 6, sau 11 maxim. Discutăm de alte comune, da? Comuna Apahida, 7216 euro. Comuna Feleacu, 8247. Comuna, bine, asta a mai fost, Feleacu a mai fost. Da, nu știu de ce sunt două. Deci au dat de două ori și ăștia, da? Dar totuși, 1443 și cu 1649, aceeași comună. Sunt 113 în total toate, adică contractele cu care lucrează acest adăpost, da? 113 contracte, dintre care o să vedeți și suma totală. Cel mai bubos este aici, da? În comuna Luna, vreo 300 și ceva de mii de euro, dintre care 72 de mii sunt numai de aici. Deci vă dați seama desproporționalitatea cu care se lucrează. Bun, nu știu, să faci așa lucruri degeaba, să n-ai niciun beneficiu, mi-e greu să cred, dar nu știu, poate că greșesc eu, e posibil. Mai dau rateuri câteodată. Comuna Hopirta, 2474 de euro, da? Comuna Strâmt, 1237 de euro. Oraș Teiuș, oraș, ăsta e oraș, vă dați seama, 3711. Uite, a dat și noiembrie 2021, suma asta și-a mai dat iar pe 29 noiembrie, octombrie, 4300, deci a dat și ăsta în total vreo 7000 de euro, dar totuși zice că e oraș. Petrila, da? 6495. Acolo unde am fost la primarul ăla care i-am dat cartea de identitate domnului polițist local în mână și m-a întrebat cum mă cheamă. Vă dați seama, cartea de identitate în mână. I-am dat-o în mână. Uitați-vă pe clip, da? Pe activistul incomod, aveți clipul acolo de la Petrila. Câtă inteligență au polițiștii ăștia locali, măi frate, nu se poate așa ceva. Orașul Petrila, da? Am spus. Ce mai e pe aici? Așa, asociația, da, nu știu, asta nu înțeleg nici eu după unde este, că nu scrie, probabil tot din Petrila. Baciu, 9093, comuna Baciu, deci aici e de la Iud, da, Iud, un oraș destul de mare, 14.845 de euro. Vă dați seama, dita mai oraș. Și omul ăsta aici cu 4.000 de locuitori, 72.000. Bun. Ce mai e pe aici? Băița, 165 de euro. Vulcan, 27.000. Dar e municipiu totuși, da? Posibil, acolo să fie incidența mai mare de 4 peți vagabonzi. Turein,
tureni, 2100, da, sunt, mai, sunt 113, m-am spus, 113 contracte, numai eu o să vă arăt numai câteva, așa ca să vă faceți o idee, cam cât a dat fiecare față de cât s-a dat aici la, fără număr, darul la acest adăpost de câini. La fel, Comuna Călăraș, 2100, da, deci fiecare a dat cât, municipiu, da, Lupeni, uitați aici, 21.000. Deci vă dați seama, omul ăsta a dat mai mult ca la un municipiu, care are poate 40-50-60.000 de locuitori, el cu 4.000, deci de 12 ori mai mic sau de 10 ori mai mic ca această comună, care are două sate arondate, deci satul de bază și două sate arondate. Aninoasa, 3.608, uite, o comună similară ca asta, ca Luna, 124 de euro. Atât a dat Ighiu, comuna Ighiu. Păi ce am eu să mă duc peste oamenii ăștia? Ce să caut eu acolo? Dacă ei a dat 124 de euro la, din banii publici la adăpostul ăsta. Uite, uitați, fraților, deci Turda, da? Municipiul Turda, 27.000 de euro. Municipiul de 50-60.000 de locuitori. Și tot așa. Uite. Oraș, da? Tâznat, 1660. Asta le-am mai spus. Deci, cam astea ar fi așa mai, da? Ia uitați, Sladna. Oate Sladna. 12.000 și ceva de euro. Și ăsta, da, cam mult. Servicii de gestionare, da? 3.093. Orașul Negrești, un oraș întreg, da? Negrești, oraș. Rachitova. 206 euro, deci se poate. Comuna, dar ce nu înțeleg eu, băi frate, dar pentru ce mai bagă ei 1853? Pentru ce tot mai fac atâtea intervenții la câini ăștia dacă în 14 zile îi eutanasiază? Adică banii aia care se duc din suma aia fabuloasă la medicul veterinar pentru serviciile pe care le prestează el acolo, o să vă arăt și chestia asta. Da, deci la fel, 804, 844, 804, 1546, deci toate sunt, da, deci astea sunt mai multe, dar v-am spus, sunt 113. Ia, haideți să vă arăt, să vedeți cu medicul veterinar ce face el în banii aia, 72.000. Te zice așa, vorbind de medicul veterinar. După ce îl capturează pe săracul animal, transportul reexaminează medical. Pentru ce mai faceți, mă? Faceți ca lui Ceaușescu, îi luați tensiunea și pe aia îl împușcați? Bă, vă dați seama, ce, nu știu, domnule, așa ceva numai în România vezi. Da, deci îi face examen medical animalului. Adică îl consultă, ia tensiunea, îi face eventual și niște vitamine, să-i bage să fie, să-l pună pe picioare, îl cazează 14 zile, ca ta îi permite legea, că după 14 zile să-i eutanasiază, dacă nu se găsește niciun voluntar să vină să-i... Deci toate chestiile și oricum, adopțiile sunt sub 1%, adică mai nimeni mai vine acolo. Toate chestiile astea medicale, operațiuni medical-veterinare, identificare, microcipare, înregistrare, eutanasiere și incinerare, dacă este cazul. Asta o să vedeți, că am vorbit pentru chestia asta cu incinerarea sâmbătă, ca să nu mă repet. Da? Bun, și cu cât este el și așa. Nu știu, nu înțeleg. Mare puțin, să rămână. Aveți nevoie la cabinetul veterinar? A, nu, doamnă, nu. Am crezut că are nevoie, doamnă, aici. Da, deci pentru ce atâtea investigații și atâtea tratamente și atâtea chestii când ei în 14 zile dispar? Este clar că undeva, da, foarte mulți bani să duc pe apa sâmbetei. Foarte mulți bani să duc pe apa sâmbetei. Acest domn nu vine la program? Nu vine. Ce, l-ați văzut vreodată pe doctor veterinar? Vine aici din an în Paște. Dacă îl sun. Dacă îl sun, atât vine, nu? Și atunci, nu știu. Și atunci, pe la sunat și nu vine. La sunat și nu vine. El trebuie să vină la program, doamnă. Să are program de dimineața până la 20, după aia de la 2, de la 14 până la 16 pe teren. Eu nu l-am văzut aici pe nimeni de mult. Fedeți, așa, doamnă, ne merităm soarta. Bani aruncați de statul român, le dă câte 100 de milioane. Cash? Da, salariul acasă. Da, și stă acasă, și ia salariul, stă acasă. Asta e viața noastră. Da, și sunt și nu răspunde.
Uite, sun și nu răspunde. Stau de mai bine de o jumătate de oră. E ceasul 11. Este ceasul 11. Da, aproximativ. 11, 11 și un sfert și 10. Deci el trebuia să fie aici. E luni. Este luni astăzi. Păi vedeți? Nu vedeți? Cât o brăznicii, cât o brăznicii. Nu mai stau, mai sun încă o dată și să vedem ce... Dacă o răspunde, dacă nu răspunde. El așa are, grup sanitar. Poftim? Unde stă? Dacă trece podul, da? Da? Imediat prima stradă la dreapta. Da? E o casă cu etaj, nu am reținut. Ah, o, a riscat cu etaj. Deci e prima, a la doua dreapta. Casă. La dreapta, prima casă, stradă la dreapta. Da. Da. Mă duc până la acolo să vedem, poate... Cred că... Acolo, da. O veni dacă mă duc după, nici așa nu vin. Nu știu. Da. Haideți că sun eu acum ea. Poate vă răspunde. Nu răspunde, mă duc să-l caut. Mai încerc o dată. Să chem pe funcționar să vină la muncă. Vă dați seama ce am ajuns în țara asta? Să sun pe funcționar care-i plătit ca un rege să vină la muncă. Da? Deci... Așa suntem în țara asta. Uite, câți bani ai investit el aici. Are, e autorizat, are grup sanitar, are tot ce trebuie. A tăiat omul ăsta iarba. Uite. Uite-l. Deci am mai bine de... Am 40 de minute aici. Nu avea voie să... Deci e, programul de teren este după amiaza, nici de cum cursul zi, până în ora 14. Deja este al doilea martor. Și doamna, care îmi confirmă că omul ăsta n-are nicio treabă cu... Deci numai așa banii sunt acasă. Sau poate o fi până cu concediu acum, cine știe, de asta nu se plimbă. Și a concediu când vrea, că nu... Și al doilea mi-a confirmat chiar omul care tăia iarba că nu-l vezi pe aici, da? Și m-am convins eu, pentru că, da, vin și nu e aici. O să încerc să văd dacă îl găsesc pe acolo, dacă nu, merg după poliția locală să vedem cum își desfășoară activitatea privind atribuțiile de serviciu pe care le au și, practic, ei sunt complici la o infracțiune privind mediul și delapidarea. Asta e părerea mea, da? O să-i întrebăm pe ei, să vedem ce părere au dânsii. Și căsuța domnului doctor, mică, da, comodă, adică mai lipsea turnulețele. Uite, are niște turnulețe acolo. În general, cei care stau într-un palat își fac și turnulețe. Uite, și-a făcut și el acolo două turnulețe, mai mici, așa. Ia să merge să strigăm la poartă. Domnul doctor! Domnul doctor veterinar! Domnul doctor! Domnul doctor! Eu unde am deschis acolo, dar... E spre caz, mă, a venit căldura, a venit... Domnul doctor! Oh, șofer profesionist. Vorbește la telefon el. Oh, te conduci dita mai gabaritul depășit. Mi-a făcut și mașina numai praf. O să fi dat ca să ți se ia permisul, pentru că mi-ai făcut mașina numai praf. Dacă nu mi-o făceai cu praf, nu mai aveam treabă cu tine. Da, șofer profesionist. El vorbește la telefon în timp ce conduci cu dita mai... Uitați-vă la el, da? Stânga, dreapta, înainte, prejur. Domnul doctor! Inutil. Deci, nu este acasă. Ăștia sunt boierii. De asta nici n-am luat tomberoanele, da? Că îi s-au golit și nu le-am mai luat. Este inutil să mai stau aici, atât timp cât ei sunt plecați prin vacanțe. Asta este România. De asta nu răspunde. Că dacă era pe aici răspundea sau venea sau da, el nu este acasă. E plecat. Plecat pe insule, până Grecia, până Cipru, cine știe pe unde fi.
Ca să înțelegeți mai exact, el trebuia ca să aibă dosar de evaluare de risc acolo la cabinetul la veterinar și inclusiv să aibă monitorizare video ca să poată să deruleze pe ultimii 30 de zile, să vadă dacă el a fost sau n-a fost la muncă. În caz contrariu, e clar că este de lapidare, da? Și abuz în serviciu. Adică îți iei niște bani și nu stai la program. Nu știu cât faceți chestia asta care lucrați la privat. Și dacă înjurați, să mă înjurați tot pe mine. Că ăștia care înjurați, sunteți cu înjurături, că știți foarte bine, că sunteți destui. Să mă înjurați pe mine, că vă arăt adevărul. Auziți, aici stă domnul doctor veterinar? Aici stă domnul doctor. Nu stă aceea, unde e casa asta? Da, aia mă, dar nu, că a strigat și nu răspunde. Păi nu e acasă, de asta că am strigat. Nu e mașina, nu e. Da, nu. Am fost și la cabinet acolo, nu este. Da. Nu știu, n-aveți numărul lui. L-am sunat, nu răspunde. Da, toate bubele pe capul lui. Da, asta este. Deci, clar că este plecat. Pe care un tir pe acolo, a, omul are transporturi, nu, acum, are tiruri aici, el e cu... ocupa cu alte activități. E clar, are un tir negru acolo. Da, unul că ăsta așa este. Nu știu, cu program? Ia să vedem. Oh, bună ziua, domnilor. Ce mai faceți? Bine, sănătoși? Vă rog să așteptați un pic afară. A, ce? Avem un audit acum. Audit? Ah, da. Înțeles. Dacă aveți vreo problemă, telefonul așa. Da, bine, bine vă face, că și așa nu sunteți bun de nimic. Da. Să vă găsească cu toate bunurile, că oricum vă fac eu, să vă ajungă mai multe. Ce faceți cu deșeurile alea acolo? Cât le mai creșteți? Aveți poate buțiuri? Depinde o sesizare la primul. Da, dar vreau să pălezi aia 155. Acum nu putem să mai discutăm. Articolul 1, litera D. Ia vedeți ce scrie acolo. Pentru ce luați banii de la stat? Gras, sunteți frumos, aranjat? Sunteți sub talpa primarului cumva? Da, mă, treabă, mă. Ei trebuia să sesizeze poliția că autoturismul lițește. Da? Autoturismul primăriei. Ce să sesizeze oamenii ăștia? N-au, mă, ce treabă ei, m-au audit, auzi. S-a rupt și drapelul, adică ei la sediul ăsta al poliției locale și postul ce mai e aici, că și aici o dirigintă care e tot așa cu primarul, nici măcar nu și-au arborat drapelul României. Așa de credincioși ce sunt ei patriei ăstea care este stoarsă capul lămâiei. Ca să înțelegeți altfel. Articolul 269 din Codul Penal privind favorizarea făptuitorului, acești domni de la poliția locală, când scrie poliția locală, care i-ați văzut, ei se încadrează perfect, ei se încadrează perfect pe articolul 269 din Codul Penal. De ce spun asta? Deșeurile care s-a stupă, ei trebuia să anunțe poliția și garda de mediu tot așa, ceea ce am făcut eu sâmbătă, adică o să vedeți imediat, și referim la autoturismul primăriei, trebuia la fel să anunțe poliția că a dispărut, că el este dispărut după orele de program. Da? Deci după orele de program el este dispărut. Bun. Inclusiv chestiile alea care sunt opritoarele, am văzut că ne avea geacă. Păi el sunt convins că de la rutieră, trebuia să autosesizeze și să anunțe faptul că sunt puse ilegal, fără aprobare și gata, iați. Sunteți de la audit dumneavoastră? Sunteți de la audit de acolo? Sunteți de la audit aici? Am văzut că sunteți la audit. Da, am audit, da. Bine că mai rău dacă n-aveau. Bun. Nu știu dacă o să mai stau după domni, nu cred că o să mai stau, pentru că n-am ce să... Sunt niște profesioniști. Urmează să vedeți, în caz că nu mai stau, deși nu cred că mai stau, urmează să vedeți ceea ce am făcut eu sâmbătă aici, da? Deci astăzi, nu, urmă cu două zile, că am făcut naveta, Buzău, Cluj, da? Ca să... Am făcut, de fapt, nu, de fapt am fost la un proces, că am fost martor, da? Martor, m-a fost un deștept, martor la...
cu Teleorman pe la vedere pe acolo. Și de acolo am venit la Cluj. După care de la Cluj la Buzău și iarăși de la Buzău la Cluj și iarăși de la Cluj la Buzău, da? Ca să prezint ceea ce s-a văzut. Vreo 2000 de kilometri făcuți pentru o filmare, da? Ca să le arăt cât sunt ei de citiți, să arăt țării, da? Cât de profesioniști, specifici în localitatea asta, toți funcționari. Inclusiv medicul veterinar care nu mai dă nimeni de el, nici dacă dă cu bomba atomic cu Putin, nu mai găsește nimeni pe medicul veterinar. El e binicus. Bun. Urmează să vedeți ce am făcut sâmbătă, da? Uitați că nu mai stau aici. Și uite, mai închis. Mă plecă la masă. Am terminat acum. Revin și la domnul doctor să vedem dacă că au luat tomberoane, da? Să vedem dacă nu spune cineva. Domnul doctor! Domnul doctor! Ora 13:20. Domnul doctor! Bine că i-au fost anunțați toți, da? Toți au fost anunțați. La taxi și impozite, la poștă, peste tot numai să vorbea la telefon. Toată lumea era pe afară și vorbea la telefon, deci toate funcționarele. Deci, parcă ar fi în Corleone, numai mă supravegheau așa. Când am plecat eu, au intrat toți. Da, inclusiv polițistul a ieșit să vadă, da, că fumează, că nu știu ce, că m-am întors, imediat s-a baricadat acolo. După care, în momentul când au plecat ăștia de la audit, au plecat și ei. Unde ar fi, nu știu, la masă, la... ce-ar fi, nu știu. Da? Cabinetul veterinar este la fel. Nu răspunde, este clar. Exact ca în Corleone. Domnul doctor! Domnul doctor. Căutați pe domnul doctor acasă că și-a luat 100 de milioane de la stat pe oi frumoși. El la program nu vine. Și martorii care au spus și eu care m-am convins să dau la poliție. Păi ce să-ți fac, mă, nea doctor, dacă ești prea șmecher pentru noi. Ești prea șmecher, tu ești prea șmecher pentru noi. Noi suntem vai din noi. Muncim să vă plătim pe voi. Ăștia sunt. El are camioane, are alte afaceri. Nu. Ia. S-a auzit ceva sau? A, nu, s-a auzit dubalul omul ăla. Am crezut că m-am și speriat. Da. Și tot pe moșia domnului primar aici, da, o grămadă de balastiere și când a fost întrebat de redevenți a spus că zero. Da, așa este aici, vă frate, nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva. Nu știu cât or fi de legale balastierele astea, că dacă, da, ei scavează în râu Arieș, ei știi cum or fi, că dacă n-au avea bornan, n-or avea, trebuie să stai după ei pe aici, da? Nu prea am timp să mă ocup de oameni, dar sunt convins că nu sunt ei chiar așa în regulă. Polițiștii locali au dat bir cu fugiții. Ce audit o fi fost? Nu știu că în momentul când s-a terminat și programul lor, au dispărut. Da, deci pur și simplu au dispărut. O să merg la primărie să-mi dea numărul telefon pentru că le solicit sprijinul. Să vedem unde umblă ăștia în timpul programului. Până la ora 16, suntem acum 13:30. Deocamdată să vedem ce acolo. Mă uit după număr la poliția asta, piliția locală. Nimic, da? Nimic aici. Nimic. Câți bani a primarul, dar el e plecat acum cu mașina, din timpul programului, da? 9.360.
Și am mai luat 4.680. Pentru că s-au mărit salariile funcționarilor. Viceprimarul 7.280. Secretar, doamna Cornelia. E așa vreo 7.280 și cu 3, e așa vreo 110 milioane. Plus cu ce mai e după la dosarele alea. Aha. Toți cu salarii mici. Astea sunt măririle. Vouchere. Uite. Hrana. Asta e hrana. Vouchere. Ia uite, bă, frate, ce bine tocmai ești. Trăiască statul român, că polițist local care nu dai de el. Nu dai de polițistul local. Iau cât are el. 7.044. Și cu 1.450 și cu 236. Deci aproape 2.000 și cu 7, 90 de milioane un polițist local. Și nu-l găsesc. Ia uite, 3 polițiști locale aici. E, are și guard și paznic. Deci are și polițiști locali și paznici. Pentru ce mai fi trebuit? Pentru ce mai fi trebuit paznici dacă are poliție locală? Da. Și eu caut o poliție locală și nu găsesc. Nici nu mă duc pe telefon. O armată de funcționare aici. O armată de funcționare. Toți muncesc. Toți muncesc. Cafea. Uf. Nu le găsesc și eu, dar numărul de la poliția locală, că nu l-a avut să afișa pe nicăieri. Nu, acolo, dar... Nu este afișat. Dați-i și mie. Uite ce aici. Cafele. Cafele și cafele. Au zis, unde găsești unul de la poliția locală, că nu l-aveți afișat pe nicăieri pe aici? Numărul de la poliția da. Locală? Numărul telefon, că trebuie să l-ai afișat și pe mașină și așa zice legea, adică... Că vreau să-i sun, am fost acolo și am fost de 3 ori, ei au fugit. Până la ore 16 sunt în program, domnule. Din 3 n-am găsit niciunul. Așa stați puțin timp de... Da? E. Au ziare. Încă să mai aduc ziare. Cine mai cumpără ziare? Primăria ce să cumpere. Nu știu cât o costă un ziar de asta. Ia uite câte au luat aici. Gratis nu sunt. Da? Ia uite. Da, ce mă rog. Nu se poate așa ceva. Ia să vedem, mi-a dat numărul de la poliția locală. Să stau aici, bă. Zgomot mare. Ce vorbești? El îți la masă ei. Ei sunt la masă, nu răspund oamenii ăștia. Ce? Nu mă șer niciodată când spun un lucru. Niciodată. Au fugit. Au fugit. Bună ziua. Nu știu mă dați. Da, vedeți, sunt dreapta acolo. Au zis, dar nu trebuie să și răspundă la numărul ăsta, că sunt totuși trei polițiști, m-am uitat pe organigram acolo, sunt atâția bani care le se dă. Nu sunt în program, nu răspund la telefon. Este inadmisibil așa ceva, ei trebuie să fie activ, să răspundă, alo, polițist, poliția locală, Luna.
chiar așa iau bani, așa pleacă acasă, mănâncă, se plimbă. Au plecat, nu mașini, nici nimic. Nu știu ce să zic. Dar nu răspunde la telefon. Păi uitați, este numărul ăsta care mi l-ați dat dumneavoastră? Care mi l-ați dat dumneavoastră? Da, da, da. Păi vedeți și nu răspunde. Este inadmisiv, e până la ore 16 au program, că m-am uitat acolo pe ăsta lor. Eu... Da, bine, să rămână, mulțumesc mult, la revedere. Da, deci bătaie de joc, bătaie de joc pe bani publici. Bătaie de joc pe bani publici, ăștia sunt. Vă dați seama, și poliție locală, și gard. Și poliție locală, și gard. Măi, nea primare, mă. Mai să faci și zile comunei, de fapt le faci zile comunei, că a pus și cetățeni de onoare și... Cetățenii de onoare în lipsă, adică ei n-au fost prezenți. Tot ca să pentru popularitate, să câștige, să mai câștige ceva, să mai ciupească ceva. Un vot, două, trei, uite, sună și nu răspunde. Uite. Poliția locală. Trei polițiști care ați văzut. Câte 90 de milioane, câte, da? Deci, salariu. Ce să mai... Haideți să vedeți și la cabinetul veterinar cum este și ăla închis și rămâne să vedeți ce am făcut sâmbătă, pentru că deja nu mai, n-am cum să, nu pot să lucrez cu oameni de genul ăsta, este imposibil. Deci, măi oameni, eu am fost plecat cam două ore și ceva, dar am dispărut din peisaj tocmai pentru că eram supravegheat și pe monitorizarea video și pe... Și ieșise afară toată lumea cu telefonul, da, la ureche, dar undeva la 13 și 30, acum. Am venit aici la cât am venit, nu mai știu, 11 și câte era. Deci, cabinetul este în continuare închis. Polițiștii locali sunt la fel, dispăruți. Funcționari plătiți, ăsta îi dă suta aia de milioane plus cât mai face el. Rotalien, plus din banii aia care cer că nu ia cu toate vitaminile alea și consulturile alea care se laudă ei că le face la căței. Polițiștii locali, câte 90 de milioane salariu, dispăruți. Băi, ăștia care munciți, că și eu am muncit 20 de ani prin sănătate, să munciți, să trimiteți bani aici, că ăștia au grijă ce să facă cu banul public. Pentru că noi n-avem nimic, nu produce nimic în țara asta. Totul e pe vânzare, lemne și așa, și pe ciordeală. Înțelegeți voi cum stă treaba? Adică nu mai produce nimic. Dacă n-ar fi ăștia care ar trimite bani în România, PIB-ul s-ar duce cu totul, sau dacă s-ar întoarce ăștia în România, șomajul va fi exact cum a fost în anii 90. Adică cote alarmante. Bun. Ăștia sunt, i-am prezentat, urmează să vedeți ce am făcut sâmbătă, da? Sâmbătă, când am venit pentru prima dată aici. Restul plânge la toată lumea, să stea liniștiți că nu scapă nimeni, da? Inclusiv la polițiștii locali o să le fac plângeri, inclusiv la polițiștii locali, da? 269 ăla mi se potrivește ca o mănușă. Hai, v-am pupat și atenție la... Urmăriți în continuare ceea ce am făcut sâmbătă tot aici. Mare atenție la autoturismul primărie, să vedeți cum era în curtea primarului, da? Care el de fapt a mai fost prins cu autoturismul, n-a vrut să scoată din garaj, dar el zicea că e cu ISU, că nu există nicio lege în care spune el cu ISU. Asta sunt niște gogoși care și le fabrică ei. Hai, urmăriți în continuare. Cum descarcă cetățeanul la groapa autorizată din Comuna Luna, județul Cluj, pentru că îi se permite. Mai exact, se împinge cu buldoi excavatorul, s-a format o platformă între ghilimele și toată lumea crede că e
ok ceea ce se vede aici. Adică să se ajungă totul până la râu. Un teren care, din ceea ce văd, pe lângă asta ar fi și parcelat. Adică poate să fie chiar al unui proprietar. În caz de vine garda de mediu, să se întinde pe proprietar. Cuvinei sâmbăta, dacă știi că sâmbăta nu-i deranjează nimeni. Da. Asta primăria sau cu groapa asta autorizată aici? E de la primărie sau autorizată? Între ghilimele, așa că văd că toată lumea descarcă aici. Primăria, nu? Păi și nu, ce face? Tolerează chestiile astea, nu ia ce măsură, nu? Văd că nu are nimeni treabă. Da. Toată lumea aduce, că aduc ei mai mult. Unde? Aduc ei mai mult, primăria. A, primăria aduce aici. De lui, a luat bascule de ei. A, deci asta e singura groapă, mai e alta pe aici? Nu mai. Asta e autorizată de... De mine. Consiliul local. Da, interesant. Deci dacă primăria aduce, sunt mai atât de oameni ăștia care muncește sâmbătă. E muncește sâmbătă. Un focar imens. Deci așa o înțeles eu că trebuie să arate țara asta, da? În Transilvania, inima României. Dar ce miros, nu vă spun ce miros este aici. Uite, și urme de la doi excavatori care e... Uite-l aici. Uite, urme. Primăria. O glumă bună. Primăria. Funcționari plătiți să facă chestiile astea. Uite, să facă chestiile astea. Și ce vă spuneam că... Practic aici este îngrădit, adică e parcelat terenul. Terenul e parcelat, uite. Și eu stau pe o munte de deșeuri. Da? Eu stau pe o munte de deșeuri pe un teren parcelat. Uitați-vă cum arată. Cum arată un munte de deșeuri. Incredibil așa ceva. Numai în România se pot întâmpla lucruri de genul ăsta. Numai în România atât. În loc să pun aici pe terenul ăsta ceva productiv, cresc deșeuri pe terenul ăsta. Cresc deșeuri și peste 1000 de ani, bine că tot ce e sub ăsta este contaminat, dar tot, absolut tot este contaminat. Tot ceea ce se vede pe în zona asta. Domnii au terminat, adică microplasticurile alea să înțeleagă că or să fie și peste 1000 de ani. Deja au găsit cercetătorii în corpurile noastre microplasticuri. Deja sunt prezente. Din cauza unor astfel de cauze. Reciclarea, poluarea. Totul se aduce să astupă cu pământ crezând că astfel vor scăpa de
brațul legii, că până la urmă legea e pe hârtie. Uite. Și tot vrea să se lungească, deci o să coboră acolo puțin mai jos. Ce vrei să lungească până s-a acoperit toată albia, tot izlazul. Da? Tot izlazul. Deja aici, dacă ne uităm, deci de aici, de la intrare în groapă și tot ceea ce se vede astupat, este un munte de deșeuri, astupat cu pământ. Deci, primăria duce aici. Martor, da? Martor. A mai fost un între ghilimele, că el ba zice că e activist, ba că nu, numai când la instanță zice că a fost pe aici. Da, deci al munte de deșeuri. Ăsta e primul, de fapt, și ăla e al doilea acolo. Uite. O să cobor să vedeți. Da, era interesat de alte cauze aici. Un activist șef. Șef de Partid Aur. Partid Aur. Șef de Partid Aur. Posibil. Că deja activiștii ăștia sunt auriști toți. Sunt cu reprezentant de valoare în Parlamentul României. Mâine pe mâine vedem parlamentari. Așa arată, uite, muntele, doi munte, da? Așa arată. Ce activiști sunteți voi, mă? Ce fel de activiști sunteți voi dacă veniți cu câte om după voi și vă credeți că lumea nu și-a dat seama de voi? Vă cine de fapt reprezentați voi? Comuna Luna, județul Cluj. Bombă nucleară. Cu poliție, cu instituții. Primarul cu mașina acasă, de fiecare dată când termină orele de la primărie și eu acasă. Mașina lui, proprietate privată. Ia uite ce e aici. Cum arată inima României. Transilvania. Chiar lângă un râu. Măi, fraților, chiar lângă râul Arieș aici, când aveți un primar care, după cum a spus și acel localnic, vine și depozitează, el așa a înțeles, ca să nu mai scoată bani din circuitul intern. Asta e mintea lor, deci păi atât îi duce capul. Să nu mai scoată bani, cât ar fi trebuit să scoate, de fapt, din circuitul intern al comunei, pentru că ulterior banii aia să mai pot face ceva cu ei. Niște panseluțe, niște lalele, câteva băncuțe, parcuri, mai plumbăm ceva, mai ceea ce fac firmele de casă, da? Sifonarea banului public. Dacă în caz că s-ar arunca niște bani și sunt prea mulți și rămân banii și să poate face chestia asta, să faci rectificare bugetară și iară să prindă în diverse între ghilimele investiții pentru comună și pentru cetățean. Când aveți un primar care vă face chestii de genul ăsta și autoturismul primăriei lipsește, să-l susțineți, da? Adică autoturismul primăriei care ar fi trebuit să fie în afara orelor de program în incinta primăriei. Strict sub supraveghere video și eventual pază, analiza de risc. Deci
astăzi este sâmbătă. O să vedem ce găsim. Referitor la toată această mizerie care se întâmplă în comuna Luncani, da? Din județul Cluj. Mare comună, mare, cu peisaje, cu râuri, cu munți. Și s-a găsit un primar deștept, plătit de stat și de contribuabili, să-și bată el joc așa, de cum vrea el, de comuna asta. Deja este al doilea transport la domnii. Mai au de lucru. Da. Așa e, sâmbătă, duminica, omul își mai găsește ceva prin casă și se gândește el că ar fi bine să îl ducă la groapa asta unde este autorizată de primăria Luna, tot, ia uite. De aici începe cu gunoi de graș, de la intrare în groapă. Ce faceți, bună ziua? Vă chinuiți cu roaba, cu asoc curățenii, nu? Da. Așa e, că sâmbătă duminica mai munciți. Păi, eu ți-a gunoi de graj depozitat la fel de fermi. La non-stop-ul. Cum? La mieță non-stop. Non-stop în cerima ta? Da. Nu e non-stop la mine. Știi primarul că arunce astea aici? Nu, nu știu. Au vine cu vola, să ridică în sus. Cu vola, ridic în sus, nu? Adică la stupă cu pământ. Nu, da, nu așa ne face. Da, îl nivelează. Da. Cu pământ și cu asta. Batea de mult loc, că nu s-a strâns. Da, încă nu s-a strâns. Când da. Se strânge mai mult, vine cu băla. Urrr. Da, așa e. Pe care unde vreau. Da. Lasă că e bine, dacă se permite. Unde ce să fac oamenii cu el? Ce să fac oamenii cu el? Da, deja e al doilea transport la domn. Da. Profesioniști. Muncești și sâmbătă. Toată lumea muncește aici. Aici toată lumea muncește. Așa e la groapa de gunoi. Toți muncesc. Nimeni nu stă degeaba. Ia, mi se pare că vine un camion acum. Nu știu dacă... Da, nu știu. E, au timp să vină, că e liber acces. Nu îngrădește nimeni trecerea. Tot. Și pe tataia și domnii care lucrează, toată lumea muncește aici. A, domnul cu gunoi de graj, direct pe sol, da. El are fermă, dar nu are platformă betonată, nu are autorizație, nu are nimic. La groapa aici vin toate. O să-l țin pe platformă 6 luni, după 6 luni, dar nici cum. Ce e aici, grâu sau ce este aici? S-a făcut ceva, nu? Asta nu e nici gunoi, nici gunoi, nici studiază nimic. A, dar ce face? Asta e de la ecologi. A, aha, ecologi. Ia uite ce mă scufund eu. A văzut ce vor pe acolo, dar nu e. E mai bun ăsta? Mai bun. Că merg în Germania. A, da. Nu în România. Nu. Hai. Ia uite. Cum să scurge levigatul. Alea curate, ne lasă aici. Lasă, nu mă uitam la grâu ăsta, că zic că e frumos, a crescut din ploile astea, a crescut ca lume. Da, da. A crescut ca lumea cu poluarea asta. Cum ucește lumea? Cum ucește lumea?
Și asta e pentru la agricultură ce aduceți aici în asta? A, la prăști aici. A, la prăști aici, pe ăsta. Când? Toamna sau? Toamna, nu? Sau? Ce să treacă? Uite, eu sunt afară părții carosabile. Iată, am tras ei pe jumatea drumului și, da, ca să-și da totul pișorul de la altul. Să duce în pânza fiat. Au să trag eu mașina și uitați-vă la ei ce obrazi sunt. Da? Ce obrazi poate să fie? Asta e al doilea transport care a venit. Pregătiți cu tractoare, cu camioane. Cum a tras eu camionul și primii să dau mașina. Bă, voi vă dați seama în ce țară trăim? Și uite ce face el aici. Da? Uite ce face el aici. O să fie dat pe mâna gărzii de mediu și a poliției. O să iau numărul acum. Gata? Haideți că e bine. Ați făcut curățenie și astăzi. Și astăzi ați făcut curățenie aici. Da? E bine. Toată lumea. Ce-i mă? Ce fac? Ce-i? Ce se întâmplă? Așa, și dacă fac poză, ce se întâmplă? A, uite, ce am făcut poză. Ți-am făcut și eu poză, că e băiat frumos, înalt, făcut. Mă, ta la fel. Ce? Bagă telefonul în buzunar. Da, de ce să bag? Ce mă obiști, mata? Bă, da, așa vreau eu, bagă telefonul în buzunar. Eu sunt pe domeniul public, pot să stau să fac ce vreau aici. Care-i problema? Vă deranjez cu ceva sau ce? Exact. Cu ce? Du-te, mă, la... Eu primesc de la primărie, tu faci acolo. La primărie? Era bine dacă mă trimitea de la primărie. La primărie e mai rău ca aici. La primărie e mai rău ca aici, pentru că ei sunt cei care aduc acolo, în partea aia. Cum să mă trimit de la primărie? Dar n-am treabă eu. Dar nu, dar eu filmez peisajul ăsta, cu timp place așa de mult. Uite, munți, păduri, agricultură. De ce acum te deranjează că filmez eu? Ce, eu m-am luat de tine eu? Păi, vezi. Ia uite, m-a jurat. Da, să pun pe Facebook. Înjură. Înjură, eu nu l-am înjurat. Eu nu l-am înjurat, dar el mă înjură. Că-o trimesc PSD-ul să filmez? PSD-ul? Da. N-au ăia bani să-mi dea mie. Da. Aia au luat ei pentru ei. Aia au luat ei pentru ei, n-au bani să-mi dea mie. Nu mai au să dea și la alții. PSD-ul nu mai are să dea și la alții, a luat numai pentru ei, a luat totul pentru ei. Zice că m-a trimis PSD-ul. PSD-ul a luat totul pentru ei, nu mai are să dea și la alții. Dar nu mă interesează, că nu cu partidul. Aveți fermă? Voi aveți fermă? Exact. Avem. Și n-aveți platformă betonată acolo? Aduceți. Aduceți aici, nu? Ilegal ce faci voi. Da, domnule, am înțeles. Bravo! Bravo, vă! Niște șmecheri locali, da? Șmecheri locali cu fermă. Cu fermă și uite așa fac ei ecologizarea, da? Așa fac ei. Aduc tot ce trebuie aici, nu pot să, ăsta e, să scurge acum el, da? Am încercat să urc pe el, dar nu pot. Să și vede levigatul acolo, ori o groapă de gunoi, ori asta e același lucru. Pentru că ăsta trebuie normal să ajungă pe o platformă betonată, cu rigoli, după care tot ăsta să se... cu o vidange, cu ceva să se recolteze și să se ducă într-o stație de epurare.
ca să înțelegeți voi așa, cei care nu știți, cum, ceea ce spune legea și cum stă treaba. Sub nicio formă așa, nu vă spun mirosul, vă dați seama că aici lângă mai sunt case, da? Locuiesc oameni, uite omul ăla cât a mai casa și-a făcut-o, cred că am încet cistit. Deci, ăștia care sunt aici, da, vecinii, trebuie să suporte mirosul și de aici, și de la groapă, și după peste tot. Asta este România, uite, râuri, munți, păduri, ce-a mai rămas, agricultură, grâu, porumb, gunoaie, să mai aduci și animale moarte, că nu se supără nimeni, totul e permis. Nu, mă uitam la astea, la Leuștean, Leuștean, aveți Leuștean, Leuștean, da? Da, 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 da. Unu. Nu, păi am fără, dar nu, păi am fără.
Care e treaba cu bonul fiscal? Asta să văd dacă-i dă lui tata aia bon, dar nici noi nu o să-i dea. Că dacă el le-ar da la toată lumea, s-ar îngreșea statul. Am avea și noi autostrăzi, am avea și noi condiții spitale, bani mai mulți la buget. Toată lumea fură statul. Toată lumea vorbind de la... Sunt vreo 20 ceva de mii de firme. Societăți, SRL-uri, și că astea țin România, 20 și ceva de mii de SRL-uri care țin în viață economia. Vai, ce o mai țin în viață? Ia, o să merg și la vecinul. Atât. Două țigări dacă vreți să-mi dați. Dar nu am a, mâncată. Dați, lăsați. Cum? Lăsați, numai astea. De ce două? Toți sunt producători de banane și portocale în România. Toți produc banane și portocale. Asta este țara noastră. Producătoare de citrice. Am devenit o țară producătoare de citrice, fără să știm. Trei lei? Ai cam eu. Trei lei. Clasă, i-am fost și eu două, deci mersi. Știam că lipsește ceva să mai iau, dar nu mai știam ce. Țigă la bucată, da? În rest le-am luat pe toate. Nu. Nu lucrează asta ce? Nu. Asta e nu. Nu mai aplică, vă rog să așteptați. No, doamna Bidan, aici așa de supărat, nu vă rog să vă sunăm. Mulțumesc, mulțumesc. Acum eu actele, o să le scriu după aceea, nu ați subit că ea nu cunosc. Dar eu la declarare, vă rog să vă sunăm. Culte care caută adepți. Culte care duc lipsă de adepți. Dar sunt bine organizați. Am mai avut experiențe cu astfel de culte. Ia, haide să vedem ce ne spun. Adică să-i vedeți cum își caută ei adepți.
care e apărută. Sănătatea mentală, din păcate vedem că tot mai mulți oameni se sinucid, dar dacă vreți, este și altceva. Asta pentru oamenii nebuni? Pentru toți. A, pentru toți. Deci eu dacă nu sunt nebun, pot să iau, nu? Da, bineînțeles. Ce doriți puteți să vă luați? Okay. Sau dacă aveți, sunteți în dolianță. Cât vă costă asta? Nu vă costă nimic. Nu? Nu. E gratis. Sau dacă vă place să citiți Originea Vieții, astea două, sunt foarte interesante. Indica să citească împreună. Am înțeles. Dacă sunteți un bun cititor. Da. Da. Și asta cât mă costă? Ah, de dați gratis din asta. Da. Am înțeles. A, ce bine. Mai luăm și ceva gratis în ziua de azi, că totul e numai cu bani. Numai cu bani. Ce ne oferă Dumnezeu, totul e gratis. Da. Dacă ne gândim la soare, nu ne pune Dumnezeu factură. Da. Nu ne taie, așa? Da. Dacă ne dă ploaie, nu ne taie factură. Și unde trebuie să fim ca să aprofundăm? Le puteți citi. Meditația. Dacă vreți să aprofundați, dar aici pe spate, ia unde? Uitați, vedeți? Da. Puteți accesa site-ul www.org, da. Și acolo găsiți mult mai multe informații. Puteți să -l aveți și sală de Da, aici la Luna. Aici, sunteți da? Aici mutat? Da, m-am mutat recent și de asta. M-am văzut acum, am zis să poate sala nu-i departe, următoarea stradă. Ah, stânga acolo. Da. Asta vreau să văd, când să vin, duminică? A, mâine dimineață poți să vin deja? Da, sigur. Am sigur. Și joia din la ora 7. A, și joi? Da. 7 seara sau cum? 7 după masă. Și duminica dimineață? Da. Duminica dimineața de la ora 10. Da, nu știu... Oricine îi primi. Ce? E, că nu știu cum funcționează ca o biserică sau orice. Da, puteți intra, o să fiți bine primiți, nu vă costă nimic. Nu. O să scutură parcuria, să facem donații, vă așezați unde vă place. Da, în trecut am mai fost la tot cam așa ceva, dar nu mai știu, că am uitat cum îi spune. Am o bunică, Teodora, cu niște case. Cei care mă cunosc știu. Și problema este că înainte să moară să lase totul mie, că am mai mulți frați și eranții sunt niște vagabonți. Eu sunt mai deștept. Așa sunteți mai liniștit. Da. Și am zis să vedem cum facem, poate, dacă mă rog la Dumnezeu, să-mi facă pe numele meu până la urmă. Sau dacă ies să câștig casele, să vedem acum ce mai fi cu avocații. Cu, da. Cât trebuie să aduc acolo dacă din câștig? E, nu. Nu? Nu, că în partea altă mi-a zis 10% de asta. Doamne, ferește. Da, așa mai zic. Dar stați un pic așa să ne gândim. Noi ne rugăm la Dumnezeu, așa-i? Da. Și dacă Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni, cui trebuie să-i mulțumim? La Dumnezeu? Da. Dar Dumnezeu ne ia bani pentru ceva? Nu, ne ia, e cel mai bun. Ne-a lăsat cuvântul lui scris, da. Nu ne-a luat niciun ban pentru că l-a lăsat. Avem auxiliare, discutiere. Veniți aici gratis la... Da. Adică... Bine, doamnă. Păi... Dumnezeu nu-și dorește din partea noastră numai recunoștință. Cam câte, adepți sunt la cult acolo? Păi acum în toată țara... Nu, la noi aici, în Luna. Aici am fost mai mulți, dar au fost mai în vârstă și au mai murit. Au mai murit. Suntem 70 și ceva. A, sunt destui. Am înțeles. Și asta, că nu înțeleg, e cu preoți sau cu ce, sau nu e cu preoți aici? Păi, noi avem noi cu preoți. Bătrâni de congregație, se înțeles, care s-o ocupă. Lider de... Lider Iisus Hristos. Lider de... Cum îi spune? Că am și uitat. Cum? Bătrâni de congregație. Așa, bătrâni, de consilieri sau ce. Bătrâni, da. Care e mai bătrân și șef? Da, nu neapărat. Nu ține de vârstă. Ține de calificare, ține de disponibilitate. Ei sunt plătiți de... Nu, nimeni nu-i plătit. Suntem singura confesiune religioasă la care nu-s plătiți. Fiecare face din... Nici de la Ministerul Cultelor și... Nu. Păi și atâta deranj... Prin donații benevole.
A, dona, păi spuneați că nu îmi se donează, acum îmi se donează. Nu, am zis, nu se cere. Am să cer, a, dar de donat se donează. Donații benevole înseamnă fiecare donează cât simte. Dar cum din nou Ministerul Cultelor și asta nu? Că eu din ce am fost data trecută la unde am fost, că am uitat cum se numește. Chiar credeți-mă că am uitat. Zicea că sunt plătiți de Ministerul Cultelor. Da, da, sunt care sunt plătiți. Asta și să înțeleg că aici la dumneavoastră nu sunt plătiți. Nu. A, numai donați. Da. Din donații benevole. Da, 50, da, da, am înțeles. Deci da, nu e stabilit o sumă, fiecare donează cât poate, de exemplu, dacă... Și la donațiile alea mai e valabilă aia cu 10% sau numai la mine este? Fiecare cât da, simte. Da, am înțeles. Fiecare... Nu, că la mine m-a zăpăcit ăștia cu 10%, cu aia și ce iau de 2-3 lei le dau la mărți ăștia, la... care mai găsesc, unde mai găsesc. Da, și mai puteți 10% la asta și este unul care... și că vrea să-i dau bani pe clipuri, auzi? Bani pe clipuri, ce să-i dau. Unul care a apărut în clipuri, vrea bani. Vreau să-i cere din oameni, vedeți? Da. E unul care a apărut în clipuri și vrea să-i dau 50% din bani, auzi? Da. Dumnezeu spune, în dar ați primit? Da. În dar să dați. Da. Cuvântul lui Dumnezeu nu-l vindem pe bani. Pentru că e de la el. Dar ăia, doamnă, care sunt... sunt așa, sunați telefonic de diverse persoane și da, li da, se dă câte 1000 de euro, câte... Se duc cu ei prin sate, prin comună, filmează, le ia banii, după aia alții mă sună pe mine, plâng. Și ăia nu mai pătesc bani la asta, la donații, la astea, la... Noi... Religia, adică parcă ar avea vreo firmă să taie vreo chitanță, ceva, că a părut un serviciu. Datoriile față de stat e altceva, da, că da, impozitul... Nu, sunt unii care îi mai umblă cu cioara vopsită pe sat și de asta zic. Ia uite, bă, zic că dumneavoastră ce puțin aici, a spus-o aici, exact, firmă, organizații. Da, da, da. Și e gratuit. Gratuit. Pentru cine doar cam cât m-a să strâng așa din donații lunar? Nu știu, nu știu. Da, e ca în soare, băgați-vă la umbră totuși. Aici ai umbră acolo, da? Bine, doamne. Da. Păi că e uita... dimineață, da, 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 nu dimineață, vin acolo. Da, bine, la revedere. Căutați adesi. Ce tare. Ce drapele are doamna polițistă aici. Aș avea nevoie de sprijinul poliției. Să poate? Aș avea nevoie de sprijinul poliției. Am uitat la drapele astea două. Zic, mamă, le-am mâncat gravuri. Puteți să-mi acordați sprijinul? Am nevoie de poliție. Sigur, încercăm. Haideți. Da? Haideți, vă rog. Deci, ce nevoie am? Am nevoie să... Mergem împreună să vedeți de unde am cumpărat țigări la bucată, de unde am cumpărat măsuri alimentare fără bon fiscal. Am nevoie să vedeți o delapidare, cum sunt folosite autoturisme statului în interes personal. De exemplu, în momentul ăsta, un autoturism la statul e la un funcționar acasă. Am înțeles, mai puțin mai da, trebuie să-mi sun colegul, da, 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 că eu sunt nou venită am și înțeles, nu am posibilitatea să sancțiu. Da, 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 mai am mai multe sesizări de făcut. Depozitarea și îngroparea deșeurilor, faptă penală, adică chiar și criminalistul ar trebui să vină. Aștept să vină doamna polițistă cu colegul. Ce drapele! Zdremțurate. Vă dați seama, în localitatea asta, practic este lipită de municipiul Turda, au și poliție locală. Polițiști locali, practic, inutili, având în vedere câte tone de deșeuri sunt și chiar maturul care a consemnat că primăria ar depozita acolo și ar astupa cu buldoi excavatorul. Ce să mai... Avem poliție locală în România, bani aruncați pe geam. Tot cu Poliția Națională trebuie să ne facem treaba. Deși, dacă stau bine să mă gândesc, și Poliția Națională avea pe atribuțiuni, are chiar și pe competență patrularea și ei puteau să vadă chestia asta
de ani și ani de zile, nu trebuia să vin eu de la Buzău până aici 400 de kilometri, sau mai bine de 400 de kilometri, că deja la mine s-a dat kilometrajul peste cap, merge în continuu. Și dacă stau pe loc, el tot merge. Referitor la donații, ca să vă mai spun un singur lucru, cei care donați pentru diverse acte de astea, nu știu cum să le mai spun, cu rugăciuni la Dumnezeu, cu plecăciuni la Dumnezeu. Vedeți că mai sunt copii care au nevoie de operații, da? Sunt copii, nu vă, mă refer la, mai sunt și oameni maturi, dar sunt foarte mulți copii care au nevoie de operații, de, cu bani foarte mulți, în țări străine, da? Nu uitați să redirecționați cel puțin cel care aveți firme, ăla de 3,5 către astfel de cazuri. Să redirecționați către culte și toate chestiile astea, după părerea mea, este un lucru care nu l-aș recomanda. Să nu vreau să jinesc, dar sunt oameni care au nevoie de bani pentru a salva viața. Restul, i-ați văzut, propagandă, da, a venit și căldura din donații. Oameni buni, v-am spus, donați către copii cu probleme reale, cu probleme care sunt probleme de viață și de moarte. Eu în fiecare an, când declar la ANAF, că sunt și anumiți indivizi care spun că eu nu declar la ANAF, am declarat totul la ANAF, inclusiv din donații, că m-a zăpăcit cu donații, oricum din donații nu câștig nimic, dar prea puțin banii din donații îi dau la amărâți, chiar și mai mult decât sunt acolo, dau la cu ăștia care ajută în clipul, da? Bineînțeles că ăla de 35% redirecționează întotdeauna pentru o cauză umanitară, strict pentru operație. Sunt foarte, foarte mulți copii care nu au a doua șansă de a trăi. Din diverse motive, sunt bolnavi și viața lor, practic, este legată de un fir de apă. Avem primarul care are mașina la el acasă, da, are mașina la el acasă acum. Mașina primăriei, că am căutat-o, da? Aștept să vedem dacă îl luăm prin surprindere sau dacă... Știți cum este, în filme s-au văzut multe. Când polițistul sună primarul să... Da, nu cred că e cazul. Nu știu, să vedem. Eu am văzut mașina încă pe acolo, nu vreau să mă duc... Puteam să îi fac o poză, ceva din... de pe drumul public, dar am văzut pe doamna polițistul când a venit și am zis să profit de situație, să îi chem și să contacte de și personal cu Vadicam, ca să trebuie să aibă probă că, de fapt, autoturismul statului se află în altă zonă decât cea prevăzută de lui, adică la primărie. Vine? Ați venit dumneavoastră? Vine colegul, ați făcut? Da, 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 vine. Haideți că aștept, mulțumesc. Vine, da, 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 bine, mulțumesc. Așa arată și nea primarul, care nu prea găsiți pe la primărie. E mai mult plecat cu... aleargă pe teren ca toți primarii să obțină fonduri, da, și din banii comunei m-am uitat așa, zic să văd ce învârte, a concesionat gestionarea publică a serviciului câini fără stăpâni. Deci omul este preocupat de soarta câinilor fără stăpâni și a investit 72.000 de euro pentru cele trei comune, trei sate arondate. Și a redirecționat către asociația adăpostul meu din Alba, adică cu servicii veterinare. O să mergem și la domnul veterinar. Ca să înțelegeți mai exact, 3.500.000.000 pentru cei care nu știu să transforme din euro în lei. Deci, practic, 3.500.000.000 înseamnă cât un apartament și o mașină nouă în Buzău. Da. Pentru ce? Scrie aici, uite.
uite ce zice, să îi captureze, să îi transporte, să examinare medical, veterinar, de să-i și examineze, cazare 14 zile lucrătoare, deci îi cazează pe cățeluș 14 zile, după care, normal, legea ce să-i eutanasieze în caz de nu să găsești vreun om să-l ia acasă, și înregistrare, microcipare, eutanasiere și incinerare, dacă este cazul. Da, deci ei eutanasează și automat că trebuie să și incinereze, că doamnul o eutanasia și îl ține la soare. Nu trebuie să-l eradicheze după fața pământului. Număr de câini estimat este de 100 de câini pe an. Deci vă dați seama, omul ăsta a dat banii ăștia pentru capturarea a 100 de câini pe an în comuna lui, care are două sate și satul principal, și a stabilit el așa că sunt 100 de câini pe an, adică în 5 ani, cât zice aici durata contractului, o să prindă 500 de câini. 500 de câini, nu știu dacă au toate locuințele de aici, din localitatea asta. Bun. S-a gândit că să fie, în 5 ani să fie 500 de câini rămași așa pe drumuri și să le fac un bine. Pentru chestia asta, uite, i-a adus el banii ăștia acolo, da? 3.500.000. Băi frate, ce este în România, rămâi stupefiat. Și mai are încă o chestie, îi preocupa de clădirea primăriei, da? 505.000 euro. Da, deja în lei e prea mult ca să poți să mai iei. Da, 2400, nu, 24 de miliarde. 544 milioane. Adică nici nu mai știu câți bani sunt, cred că este un sac și ceva. Și ce mai făcut el pe aici cu lela la copilași, tablete, dispozitive electronice, să pună mâna pe carte ca să ajungă ca el mare primar mare. Tu, uite, am greșit la matematică. 20 de miliarde, 450 de milioane, 449 de lei bani vechi. Să mai întâmplă, că dacă am prea multe pe cap, am uitat să mai... Din fapt, nici n-am lucrat cu atât de mult bani ca să pot să le știu pe toate. Astea numai pentru primari, pentru oameni deosebiți care au mirosul bine dezvoltat. Eu sunt mai greu cu socoteala. Au venit domnii polițiști, mulțumim pentru colaborare, pentru sprijin, trăiască poliția română, ce am face fără poliție, că ne-ar bate toată lumea. Să trăiți, bună ziua! Bună ziua! Am început pe calea poliția Sfântul Iacu și aduce la cunoștință că discuția să vă spun înregistrat audio-video, mulțumesc! Da, domnilor, vă solicit sprijinul, am mai multe sesizări, prima la mână ca să nu plece, vreau să constatați personal cum autoturismul primăriei, după părerea mea, este în curtea primarului, deși astăzi este sâmbătă, curtea primăriei nu este sub nicio formă. Avem o groapă de deșeuri care s-a stupă permanent de ani de zile. Am martori care spun că, exact, din partea primăriei, adică sunt cei care fac această infracțiune, că este infracțiune pe orice prezentor, inclusiv depozitează deșeuri acolo. Am surprins și câțiva cetățeni. Am fost și mi-a cumpărat de la două agenți comerciali țigări la bucată, banane de la producători, diverse produse, fără așa, niciun bol, fără absolut nimic, care vreau să mergeți să constatați personal toate aceste chestii. Da. Cam atât ar fi, dacă vreți, notați în datele sau cum. Haideți, vă notați. Da, să mergem. Mașina mea este cea de aici din față. O să oprim prima dată în fața curții primarului, să... că el a mai fost. Nu este prima dată când... Deci la el este habituală chestia asta. A mai fost tot așa cu... Da, da, cunoaștem cazul. Da, da, și el continuă, adică e ceva... Am înțeles, bine, hai să... Da? Da, o secundă, că mă dați. Da, notați, dați-mi datele și dați-mi cartea și mergem împreună. Da.
groapa asta de gunoi? Prima, ultima stradă pe stânga. Lasă, nu plece cu mașina, că este în curte. După care mergem la magazine și la groapă. Bănuiesc, da? Știți că numai o să constatăm. Da, pe asta vreau să... Nu, 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 să vedeți autotul, că se vede după stradă, nu trebuie să... Da? Haideți. Eu zic că acela este autoturismul primăriei, marca Duster. Da? Nu știu dacă încerc să... Pui mai bine și numărul. Aștept poliția. Domnii de la poliție deja cunosc cazul. Nu știu, nu este autoturismul primăriei în incinta instituției. Nu este. Deci este un autoturism acolo, marca Duster. Da, da, nu. Dacă, dacă vreți să filmați de aici sau să vă uitați de aici, să vede. Și de acolo, și de aici, să vede. Eu am focalizat ceva și pe la număr. Dacă, deci, dacă vă uitați și la jante, ia să vă uitați după aia. După, unde, da, ceva cu 25 ar fi. Să vă uitați și la jante pe partea asta. Altceva, nu este autoturismul primăriei în curte. Adică vreau să mergem și la primărie să vedeți că nu este autoturismul. La primărie nu se ține cu autoturismul. Păi, am căutat poliția locală și mi-a spus că astea nu lucrează. Am înțeles, nu lucrează de lucrurile bine. Având exact cum s-a întâmplat și data trecută, toate aspectele pe care să le sesizați, vor face obiectul unui proces verbal, da, pe care ne vom înainta structurile. Deci, ați consemnat că e marca cadastră, ați văzut niște jante. Dacă vreți să filmați cu camera să se vadă sus, da? Să filmează. Da, aveți dreptul asta. Ok, bun. Fenomenal. Vreau să mergem unde am cumpărat produsul, da? Milita tampon, sigăl la bucat. Da, haideți după mine. Bine, mulțumesc, 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 poliția. Toate aceste produse care le vedeți inclusiv țigări le-am cumpărat de aici, fără bon fiscal, fără absolut nimic. Nu știu pentru ce mai funcționează magazinul ăsta dacă nu e emitit bonul. Era un tânăr. Deci mi s-au vândut toate produsele astea, inclusiv țigările, fără niciun bon fiscal. Da, bon fiscal? Da, nu mi-a dat. Sunteți patronul? Da. Și unde este ăla de la ANAF? Vă rog să consemnați. Cel de la ANAF care spune unde să dă banii, să dă și bonul. Trebuie să fie anunțul acela. Nu, nu, nu. Dumneavoastră puteți să sancționați. Da, am înțeles. Dumneavoastră puteți să... Nu, e ăla, e altul. Ăla e pe prote... Da, acolo, da, sus, da. Dar ar fi trebuit să fie la loc vizibil. Nu știu cât au costat produsele. Dacă nu mi-a dat bani, eu nu să știu cât au fost. Vă rog să discutați. Da, am înțeles, da. Am nevoie de un act de identitate și un copil după certificatul de înregistrare să consemnăm societatea comercială și dacă sunteți și reprezentant legal, este mai bine. Atunci să vă rog și un constatator pe care să rezolvi acest lucru. Trebuie să fie pus pe aici, lângă casă, ca să vadă cetățenii, că nu trebuie să plece fără bun. Ce evazionist, ce să fac? Nu eu, că n-am magazin. Era băiatul, poate m-am dus eu până la baie și o să... Hai să nu, păi nu, că o să se verifice, da, întreaga activitate, nu? Așa, da. Că știi că te-o făcut. Așa s-au ajuns în țara asta toți. De asta statul nu mai are nimic. E ușor să faci rău, știi? Ce rău vă fac eu vouă. Da. Ce rău vă fac eu vouă. Vezi că m-am bogățit, vechi. Ce te-a oprit? Ce te-a oprit să mai iei cafea și apă de aici? Trebuie să nu stai, să nu mă... Cine a vândut locul în asemenea? Eu pot fi eu, mă, și cum se numește? George, mă, lăsați-mă, că el e fotbalist. Dar bine, fotbalist.
Deci trebuie să sesizați și ITM-ul, adică vă spun că situația mai completă. Adică dumneavoastră vă autosesizați și trimiteți la ITM să vedeți dacă are el carte de muncă, dacă vreau. Să va face obiectul unui proces de bani și va fi înaintat la tot test instituțiile competente, aveți încredere. Da. Și nu numai, pentru că trebuie văzut dacă are cursurile de igienă, sanitar veterinar, adică tot dumneavoastră să vă autosizați înaintea și la NSVSA și la DSP, pentru că nu poți să vinzi așa fără cursuri, fără... Aștept afară, că nu mă interesează datele domnului, da? Mergem la următorul, că sunt mai mulți. Invazioniști, asta e România, o țară... N-a fost ebrei acolo, a fost altul. N-a fost eu acolo. Nu fac eu găinării de-astea. Înțelegi? Păi, uite, de ce nu dați bănuri? Nu de bon, uite aici, bonul e scos. Acolo trebuie să rămână bonul? Ăla e o altă sancțiune. Vă rog frumos să consemnați cum stă cu bonul acolo. O altă sancțiune, că trebuie să dea la client. Așa spune, în momentul când i-ați dat restul, trebuie să dea și bonul. Mie nu mi-ați dat. Nu. Chiar dacă nu l-a luat, el este obligat să îl dea clientului. Îi băgați în sacoșă, îl băgați când îl dați cu bani. Alea erau unul după altul, domnule, erau lipite. Când îi dați bani, dați și restul, îi rupeți de acolo și dați bon. Dar n-a dat bon, mie nu mi-a dat. Uite cât am cumpărat. Aoleu, nu mai săturați. Nu mai avem bani spitale. Uite, polițiștii intră în grevă din cauza voastră. Da. Da, consemnați. Haideți să mergem la bananii de la producător aici, adică dăm și product, sunt producători de citrice. Haideți să mergem și la... Da, pătrece. Cum se întrează ei statul și își facă palate, da? Uite, un palat aici, uite, alt palat aici. Și zice că s-a mărât, că ce am făcut, domnule? Da, gata. Da, dar n-ați trebuit să constatați personal toate. Da, pe lângă, da, știu. E consumul, dar nu se știe unde-i toalet. Ce mai faceți asta? Vedeți pe jos? Da, bine am înțeles. Da, doamna, nu dă bonuri, doamna, ai... Cu treaba ei. La mine, dar... Vă lășiți la tine? Ați vrea să lășiți? De la ANAF unde este certificatul ăla care... În momentul când s-a dat restul, ia uitați cum este pitit. Deci el trebuie să fie la loc vizibil, este o sancțiune și chestia asta. Da? Nu mai vorbim că n-au prețuri. Ia uite, n-are preț pe toate produsele. Nu știi cât costă una, cât costă alta. Cu pedalul știi câți bani dai. Da, așa e. Poftim. Producători de banane și portocale. O țară producătoare de citrice, România. Nu se mai face porumbul și grâul, se fac banane și portocale. Eu nu știu, dar... Are terasă, are oameni care consumă, dar nu văd toaleta, uite acolo. O să vină DSP-ul, ANSVSA-ul,
O să vină să o verifici dacă, dacă e conformă. Adică ei trebuia să aibă grup sanitar, nu ăla săpat acolo în pământ. Ei trebuiau să aibă grup sanitar, cu apă caldă, apă rece, săpun. Da, astea sunt detalii care... Da, gata, mulțumesc. Haideți să mergem, deci ultima stradă, pe partea stângă, în capătul străzii. Ultima stradă pe partea stângă, capătul străzii. Da, dar înainte, înainte, da? Și ce vă rog să mai verificați, unde, la primărie, în garajul ăla unde sunt autoturism, să mergem împreună, să vedem dacă este autoturism acolo. Poate... Agenda, dacă este închis garajul, cum vreți să intrăm înăuntru? Da, nu, eu vreau să verificați dumneavoastră chestia asta, să consemnați chestia asta, că după aia eu o să zică, știți ce o să zică? Eu o să zică că noi... Adică n-am nicio obligație, o să venim cu dumneavoastră să vedem garajul, da? Păi dacă face parte din... Haideți să traversăm, am înțeles, da? Din ancheta dumneavoastră? Face parte, da. Acum trebuie, după aia... E închis, plecă, merge la groapă. Dar merg după dumneavoastră, da? Mulțumesc, mulțumesc, poliția! Da, haideți să vedem unde e, că eu nu știu unde e hala, dacă aici ce scrie. Alta, da, poate scrie jos. Să vede și pe geam, dacă nu. Dacă se ne uită. Da, să vede, să vede, să vede, să vede. Să vede. De ce e acolo? Un camion, alt camion, un tractor și o, un de-asta Mitsubishi Jumpy, sau cum îi spune. Atât. Nu este niciun Duster, da? Uh-huh. Deci se vede clar că nu este. Okay. Deci nu-i mașină. Mai mult de atât ce să mai... Să nu existe vreo suspiciune că s-ar afla într-un colț acolo, sau știe pe unde, da? Sunt nicio formă, că autoturismul este acela care l-ați văzut dumneavoastră acolo. Deci nu-i nimic, da? Uite, deja se vede absolut tot până acolo. Nu-i. Ăla este Dusterul, altul nu mai are de unde să fie. Omul ăsta are antecedente, ați văzut. El s-a învățat așa cu mașina statului să o țină în curte, să plece cu ea când vrea, unde vrea. Da, haideți vă rog, deci ultima stradă pe partea stângă. După postul de poliție. După postul de poliție, chiar ultima stradă. Din, da, din localitate. Da, mulțumesc. Băieții, deja la patrulia transport pe ziua de azi. Da. Deci ei sunt la patrulia transport pe ziua de azi. Băieții, i-am filmat de azi dimineață. Ar merita să își iau sancțiuni conformitate cu OG 92. Și astăzi e al patrulea transport, de când aduceți. Ca să aibă să... Cu ce să... Păi m-a ridicat la domnul polițist că a adus patru transporturi, alea toate sunt ale lor. Ar trebui să care toată ziua de aici. Da. Frumos gest din partea domnului polițist. Așa le-aș face la toți. Dacă aș fi polițist, i-aș pune să... Ca să fie o lecție dată și moral, nu numai financiar. Că așa a plătit sancțiunea și... Doar încă după aia. Nu, omul are dreptate că și primăria aduce aici, el de aia știe ceva, adică nu e o problemă. Uitați ce, noi acum practic noi să stați pe munte de eșeuri, cu pământ, cu un molos, cu tot, să astupă, să împinge, să nivelează, să amestecă cu totul aici. Aici e un focar imens. E un focar imens, dacă o să coborâți jos, să vedeți de acolo ce mânt sunt, că eu am coborât. Păi, aduce toată lumea, dar
abituală în România. Toată lumea zice. Nu știu dacă s-ar arunca unul într-o fântână. S-ar arunca toată lumea, mă întreb. În Buzău, 10 lei cred că s-a făcut sacul de moloz. Da? 10 lei. Vine poliția locală și puc, sancțiunea. Cei care nu se conformează. Ca să se ducă la compostat unde trebuie, nu aruncat pe, ca să ai cu ce să amestici aici. Da, ei muncesc. Da, azi dimineață muncesc. Și aici avem și vaci. Ce lăpticuri făcând ele, vă, frate, vă, ce oameni, vă. Ce oameni, vă, să țină mașina acasă. Autoturismul primăriei. Să plimbă cu el, să duce unde vrea. Deci nu era în hal acolo, nu era nicăieri. Dacă o să cer să vedem, să verifice camerele la primărie și să vedem ce o să mai mintă, că toți primarii în România ei mint. Că am fost acolo, că am fost dincolo, că eram obosit, că nu știu ce. Dar n-avea ce să caute mașina în curtea ta. Că atunci, când am mai fost aprins cu poliția, a zis că, nu știu, era în concediu cu o ștampilă, cu nu știu ce. Tot așa, niște gogoșerii de-astea contrafăcute. Acum ce să mai inventeze? Măcar pe asta, uite. Sunt firme specializate care vi le ia de la poartă, dar trebuie să-i plătiți pe aia. Le-am zis. Da. Duce la compostat, nu-l lasă pe aici să... Deci ăsta, totul ce se vede aici, este un focar imens care nu trebuie să mai existe. Ăsta trebuie cărat, salubrizat. Poftim? Dumneavoastră credeți că e normal ceea ce vedeți? Locuiți în zona aici sau... Așa trebuie să arate țara asta când avem... Tu ai dat, bineînțeles. Se împinge cu buldoz, știm asta, am spus. Păi da, și el n-a trebuit să le împingă cu buldoz, asta vă spun că este infracțiune, de asta ce-s foarte mine. Da, da, dar trebuie să le ia să le cu asta lobizat, primăria, nu să le împingă să le astupe cu pământ, că asta e infracțiune, de asta vă spun. Am martori, că o să vedeți pe filmare, care au spus și domnii, uitați, spun că împinge cu... Chemați criminalist, uitați acolo, urme de buldoz excavator, să vedeți, coborâți în jos, să vedeți muntele, cum se vede de deșeuri. Uite, săptămânal, uitați, nu, nu, nu o să vedeți, deci aici el... va veni buldozorul și se duce la serviciu pe aici. Uite, și nivelează tot asta, tot, cu tot ce este. Și la vedere. Deci... Sunt două zile la loc, cum vedeți dumneavoastră. Bagă cu mașină. Lumea. Cadrul da. Primăriei este poliția locală, care are competență. Da, pe da, i-am căutat, am fost la primărie. Nu putem sta 24 din 24 aici. Toată lumea să aibă contract cu de asta de, da, de salubrizare, vine ția gunoiul de acasă, îl duce și gata. Nu mai trebuie să ne primăm cu gunoiul, să-l aducem aici. Păi ce ar însemna dacă ar fi toată țara asta la fel? Păi aveam mulți de deșeuri, dacă și fabricile astea de reciclat sortat, ar da faliment. Ar fugi din România. Spune, domnule, eu am falimentat în România că n-am ce să reciclez. Când oamenii în groapă. Deștepți. Și ce vreau să vă mai spun, chiar aici, vedeți acel gunoi de grăști? Au fost doi indivizi, am filmat, dar nici ăla nu-i conform acolo. Deci ei îl aduc acolo, ei trebuia să aibă platformă betonată, să țină 6 luni la soare, levigatul frumos în fosă septică, după care luat cu vidanje, a dus la... Da, l-ați văzut că l-a ciocolit, că nu putea să trece. Exact, da, îmi spunea ca să dai o mașină, că mașina mea era pe era în afara. Locuiesc aici, domnul sau unde? Da, cred că o să mai vină, că dacă mai stați, mai... Da. În țară de unde stau, nu-i problemă. Nu știu la punct în țara asta nimic. Să zic că asta e, merge așa, să vedem și acolo, n-ai varianta asta, e varianta. Nu? Dar nu se procedează așa, toată lumea face cum poate. Microplasticurile astea intră în pânza freatică. Să știți că deja au găsit, cercetătorii au găsit în sângele nostru deja microplasticul. Când fac operații, când astea le-au dat la multă lume. Iar ieși aici, pe cap, iar ieși aici.
Păi lângă Albia, e chiar în Albia Răului, de fapt, asta. Dar văd că sunt parcelate terenurile astea, ale cui sunt? Că ăsta e terenul cuiva aici. Habar nu. Păi m-am uitat acolo, sunt parcelate, sunt parcelate toate. Dar nu știu, că vedeți aici sunt și ferme, de oi, de bani. Da, da, ferme, da. Uite, am văzut văcuțe acolo. Da. Deci cum vreți dumneavoastră, chemați criminalistul, mergeți fotografia sau cum vede, vreau ce vă solicit în mod despre să mergeți jos, să vedeți tot de jos acolo, să luați, să filmați toată, tot ce se întâmplă aici, pentru că aici e o infracțiune. Înțeles, care s-a constat în primul rând garda de mediu, ei ar trebui să insistizeze pe noi pentru cercetarea infracțiunii. Noi vom face un proces de parcurs. Eu vă sesizez. Da, eu vă sesizez ca martor. De asta ați luat la cunoștință și cum? Puteți să și mă repet, vom întâlni un proces la absolut tot ce ați spus. Da. Ne vom înainte la toate instituțiile, inclusiv la garda de mediu. Okay. Da, vreau să mergeți jos acolo și atât, vreau să filmați de jos, să vedeți ce este. Adică să se vadă. Nu, nu de sus, de jos. Să vedeți de jos, că nu pe acolo, domnul agent, pe aici dacă vreți să mergeți cu mine roată, să haideți dumneavoastră cu mine, că eu chiar vreau să vedeți ce e aici. Inadmisibil. Da, dacă aduna, da. Ulterior o să primiți o invitație la postul de poliție și o să luăm măsurile legale. Vreau să vedeți exact, să filmați cu camera ce este de aici, da? Mergem puțin pe acolo, da? Roată și să vedeți dumneavoastră cum s-au format munții ăștia de deșeuri, așa, fără ca să piese nimănui. Nu știu dacă o fi luat amendă de la garda de mediu, nu o fi luat, oricum amenziile plătesc toți cetățenii. Asta e o mare greșeală. A trebuit să le plătească primarii, ca în Bistrița, ca în Bihor, de asta, să filmați, să vedeți, să aveți pe imagine ceea ce este aici. Toate s-au adunat în timp. Păi în timp, dar cât timp să mai tolerăm? Mai avea puțin, uite, se ajungea în Albia Răului. Deja 3 sferturi din Islaz este plin de... Uite, muntele este format. Și sunt terenul, uite, uitați acolo, nu știu, parcelate, are cui ar fi. Ce oameni vor avea terenul aici lângă... Ce ori pune ei pe terenurile astea lângă focarul ăsta mare? Ia uita, numai, da? Plasticuri, peturi, cauciucuri. Ia uita ce aici. Da? Infracțiunea constă în faptul că el le împinge cu buldoi excavatorul cu pământ. Ați văzut că totul e un pământ, e o platformă sus acolo. Practic la stupă. Tot ce se vede aici, urma să fie astupat cu pământ tot, să făcea frumos și rămâne aici. De ce să mai dea el bani la firmele astea de reciclat? Banii aia se folosesc în alte scopuri. Rectificare bugetară în caz că sunt prea mulți și îi dă la câini. 3 miliarde 500 de milioane. Să adune 500 de câini în 5 ani. Ia uitați aici, mă frate. Nu se poate așa ceva. Deci nu se poate așa ceva. Mergem ca să nu mai întoarcem, mergem. Da. Nu se poate așa ceva. Exact lângă râu. La 2 pași. Cu locuri îngrădite, cu fermă aici, fermă aici. Cauciucuri, peturi, plasticuri. Tot ce trebuie. Pământ, cât de mult pământ lui convine când aici pământ și ce au adus oamenii ăștia, că ăsta să face treaba, să nivelează, să ascunde, să mișorează. Ce vreau să... Dacă vreți să mergeți pe partea aia, să vedeți curgerea de levigat de aici, de la ce aduc oamenii ăștia. Eu. Asta e platforma lui betonată. Deci așa cum este gunoi. Deci el trebuia să aibă platformă betonată, nici sub nicio formă să aducă tot ceea ce se vede aici și să ducă în pânza freatică, da? Eu l-am surprins în direct când descărca. El și-a făcut deja platforma aici, lângă groapa de gunoi. Ați văzut, levigatul se scurge direct. Yeah.
Ia să vedem, nu vede nimeni. Da. Procesul verbal faceți aici sau mergem la post? Facem, da, mergem acolo, ne găsim. Mai rău să mai stau? Noi la ora 14 deja suntem ieșiți în schimb. Nu, eu plec. Nu, mai rău să puteți să faceți o sesizare în spis. O să fac, gata, mulțumesc mult. Da, vă mulțumesc. O să facem cu tot ce ați constatat. Ok. Da, ok. Bine, vă mulțumesc mult. Să trăiți, trăiască poliția, mulțumesc, să trăiți. Domnul Agen, mulțumesc mult, polițiști profesioniști, nu ca cel de la Cluj, care mă trimitea la psihiatrie și era cam obraznic. Mulțumesc mult, poliția. Lăsați-o că o iau înainte. Da. Cum arată autoturismul primăriei din lateral, da? Cum arată jantele, da? Să nu cumva să zică lumea că ar fi alt autoturism. Dar ce e aici? Cabinetul veterinar? Da. A, aici este? Am înțeles. Și unde e doctorul? Nu a fost aici. N-a fost? Dar nu vin pe aici sau ce? E rar. E mai rar. Mai rar, nu? Bun, intrarea pe aceea? Da. Pe ușa asta pe aceea. Și cum se numește domnul doctor? E veterinar sau este de familie? Că am văzut două. Veterinar. Veterinar e aceea și din familie în partea cealaltă să cele. Nu, de familie dincolo. A, deci tot ăsta e numai veterinar, da. Tot ce aici, am înțeles. A, și sunt doi doctori veterinari aici. Doi doctori sunt, nu? Sau unul singur? E Popa Adrian. A, da, uite, Popa Adrian, da. Da. Da, bun. O să-i dau un telefon. Și aia, ce este acolo, cazemata aia? Acolo. WC-ul. A, și lumea acolo se duce, nu? Am înțeles. Bun. Ia să vedem. Ei trebuie să aibă grup sanitar, frate. Nici tu, nici o formă asta. Uite, sunăm pe domnul doctor veterinar. Uite. Este omul autorizat. Are și perdele la geam. Alo? Alo, bună ziua, domnul doctor Popa? Bună ziua, da. Domnul doctor, sunt aici la dumneavoastră, la cabinet, la Luna sunt. Și când veniți? De luni sau veniți și sâmbătă? Săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, am înțeles, da. Și de ce? Că am un cățel care, nu știu, nu prea mai convine la mine și am zis să-l aduc la dumneavoastră, să-i faceți prima dată niște analize, după care poate îl duceți la centrul ăla acolo, la unde țineți două săptămâni, că așa știu că să țineți două săptămâni acolo. M-a ajutat sau? Eu v-aș recomanda să mergeți la un cabinet pentru animale de companie. Dar dumneavoastră nu sunteți pe circumscriția asta din Luna de aici? Adică vreau să faceți prima dată, nu știu, ori mi-a închis, ori s-a întrerupt. Stați puțin, să nu tăiați cu asta, că suntem mișto de vorbit la telefon, că nu ne mai înțelegem după aia. Cum autorizează Direcția Sanitară Veterinară cabinete din România. Nu mai deschid magazia, că... Alo? Adică că eu cred că s-a întrerupt, nu cred că mi-ați închis dumneavoastră. Da. Domnul doctor. Da, domnul doctor, ce vreau să vă întreb? Adică aș vrea primul rând să-i facem, că nu știu, ori îmi dați un tratament, îl doare și ferea și vomită câteodată. Înțelegeți? După care să vedem ce-i face, că poate mă gândesc să-l duc acolo, că e mai bine. Eu v-aș recomanda să-l duceți la un cabinet pentru animale de companie, că e specializat în chestii de astea și au perfuzii și tratamente mai complexe. Au perfuzii, da. Dar dumneavoastră puteți să-mi dați așa, știu eu, niște antibiotic sau... Dar nu sunt localitate acum, nu vin. Nu vine, nu veniți. Dar dacă vin luna dumneavoastră puteți să-mi dați? Păi, ne auzăm da? Părut în principiu. Și lucrați și cu T61 aici la cabinet? Nu. Ketamină? Procaină? Nu. Adică n-aveți dulapul ăla care metalic, ai trebuit să vezi poliția și toate astea? Nu.
Nu. Și sunteți confort cu grupul sanitar? Adică nu știu cum ați dat autorizația, am văzut cum arată și locația. Splendid. Vă întreb, adică au venit, v-au dat autorizația pe genunchi sau au venit să vadă aici cum arată și cabinetul și... Nu-i treaba lor, nu cred că e. Da? Da, nu prea sunteți confort cu ceea ce se vede aici în sub nicio formă, adică nu... Am înțeles, bine, da. O să, o să aveți câteva sesizări, poate. Auziți, dar banii aia care 3.500.000.000 cât a dat primarul la adăpostul ăla și toate chestia astea. Am văzut că vă bagă și pe dumneavoastră cumva pe acolo, privind... Cred că mă confund, că eu n-am nicio treabă cu banii primăriei și a primarului. Nu, dar bă, aia, că ci că servicii veterinare, vă întreb, contribuiți dumneavoastră la serviciile veterinare în banii aia care sunt... Deci nu, am înțeles, ok, bun, am înțeles, am înțeles. Documentați-vă că e cu altcineva, nu am cu înțeles. Mine. Da, păi v-am întrebat, nu, nu, da, e o întrebare. Da, și eu vă răspund. Foarte deci eu nu am nicio treabă cu primăria și cu contracte cu statul. Dar sunteți pe circunscriția asta, nu? Poftim? Dumneavoastră, nu sunteți pe circunscriția asta de aici, de la Lunca, de la Luna? Ba da. Păi vedeți cum să n-aveți treabă, nu luați suta aia de milioane de la stat. Haideți, domnul medic, ce naiba... Păi, m-ați găsit pe mine acum să mă puneți la punct cu chestii de genul ăsta. Ați gogoși care le vin dumneavoastră la neștiuturi. Eu v-am răspuns ce m-ați întrebat dumneavoastră. Da, gata. Da, o să aveți sesizări, da, sesizări, pentru că nu sunteți conform, da? Da, domnul medic, bine, domnul doctor, bine, bine, sănătate, numai bine, mulțumesc. Bine, da. Sănătate. Avem medici veterinari în România care încasează bani, bani frumoși de la statul român și nu vor să mai și investească. Pentru că ei sunt obligați să investească, da? Nu poate să funcționeze așa pur și simplu. Mai avea puțin, uite, dacă nu vine nenea să-i mai tai iarba. Bine, nu mai vorbi că ei nu vin la program. Ați văzut ce a spus și domnul, că mai rar îi vezi pe la program pe aici. Și cam așa arată cabinetul veterinar. E cu perdele. Ce să fie, mă, frate, aici, că au perdele oamenii ăsta. N-au, ca să nu... Dar nu-i conform, n-au nimic aici. Uite. Clădire degradată. Vă dați seama cum e interior. Ia uite, zice că n-are... Că n-are... Că nu face nimic aici. De fapt, face de toate. Însămânțări artificiale la... Ia uite, lasă văcuțele gestante. Țara boierilor, asta este. Banii statului se duc în vânt. Unii cu sacul, alții cu... diplomatul, fiecare cum se descurcă, poporul muncește și plătește.